Bine v-am găsit la Sinteza Săptămânii la Exprim TV. Trecem astăzi în revistă principalele subiecte care au marcat piața de asigurări săptămâna trecută. Decizia ASF privind declanșarea procedurii de faliment la Astra Asigurări a fost publicată în Monitorul Oficial. Din acest moment până la data eventualei denunțări a Poliției de Asigurare conform legii, pentru deschiderea unui dosar de daună nou sau anterior acestui moment, sau pentru recuperarea primei de asigurare acolo unde cadrul legal permite, asigurații pot să contacteze Fondul de Garantare a Asiguraților. ASF a publicat de asemenea un scurt ghid al consumatorului care include un set de întrebări și răspunsuri pentru situații frecvent întâlnite în cazul Astra. Peste 1,51 de milioane de asigurări obligatorii de locuințe erau active la nivel național la finalul lunii august 2015, în creștere față de luna precedentă când erau active 1,49 de milioane de polițe, conform statisticilor pulului de asigurare împotriva dezastrelor naturale. Numărul acestora rămâne însă în scădere față de august 2014, când erau active circa 1,57 de milioane de polițe PAD. Potrivit datelor statistice publicate de Asociația Asigurătorilor din Ungaria, la finalul lunii iunie 2015, afacerile Astra Bisto și tot sucursala din Ungaria a companiei Astra Asigurări au totalizat 8,9 milioane de euro, în creștere cu 7,7% față de semestrul întâi din 2014. Astfel, cota de piață a sucursalei Astra se majorase de la 0,59% în 2014 în semestrul întâi la 0,62% la 30 iunie acestui an, plasându-se pe poziția 21 în iarahie asigurătorilor locali. Polițiștii Inspectoratului General al Poliției Române l-au surprins în flagrant delict pe Silviu Bărbulescu, director în cadrul unei companii locale de asigurări, în timp ce primea mită în valoare de 13.000 de lei de la administratorul unui serviciu auto, pentru a prelungi relațiile contractuale dintre cele două părți. El a fost reținut urmând a fi prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență. Maxigo Broker de Asigurare a împlinit la 1 septembrie 12 ani de activitate pe piața de asigurări din România, timp în care industria a trecut prin mai multe transformări. Compania Maxigo mulțumește clienților și partenerilor săi pentru cei 12 ani în care am construit și am consolidat împreună o echipă și un nume. Ne dorim să continuăm acest drum construit în jurul valorilor precum echipă, profesionalism, onestitate și dinamism, a declarat Alexandru Apostol, director general al Maxigo Broker de Asigurare. Săptămâna trecută s-a lansat o nouă emisiune la Exprim TV. Este vorba despre Exprim Trends. De acum încolo, în fiecare zi de joi, un reprezentant din domeniul asigurărilor, al pensiilor private sau din domenii conexe va fi alături de noi pentru opinii și declarații referitoare la subiectele momentului. Mai mult decât atât, pe mulți dintre ei veți cunoaște mai bine când vor dezvălui câteva dintre hobby-urile lor, pasiunile și activitățile care le ocupă timpul liber. Invitatul ediției de săptămâna trecută a fost Mesut Yetişkül, director general al Credit Europe Asigurări. Aceasta a fost ediția de astăzi a știrilor. Noi vă invităm să rămâneți alături de Exprim TV și de unuasig.ro pentru a fi mereu la curent cu noutățile din piața de asigurări și nu numai. Până la ediția următoare, noi vă dorim să aveți o săptămână cât mai plăcută.